a fost cu ghinion pentru tine această etapă, nu? Asta, da, ghinion adevărat. În ultimii 3 km am scăzut, m-am lovit rău, de mâine nu mai pot continua cu lucrurile păcate. Erai cel mai promițător ciclist, așa, român. Eram. Crezi că îți va fi afectată cariera într-un fel sau? Nu cred. Nu. Ce ți-a spus medicii? Păi am nevoie de 10 zile pauză, că m-am lovit destul de rău la genul drept. Pe urmă vedem cum e cu recuperare. Până la urmă a fost vina voastră, a fost vina polițistului. Ce a fost acolo? Era, cred că mai mult vina mea, că eram și obosit și neatent și asta și ce mai întâmplă.